viața Sfintei Marei Mucenițe Marina Fecioară. Această martiră a fost din Antiohia Pisidiei, unica fiică a lui Iedisie, popă idolesc. După ce muri mama sa, tatăl său o dădu pe seama unei femei. Făcându-se de 12 ani, se ruga să învețe credința creștinilor. Deci a învățat de la unii ce erau în satul acela lor. Iar când a fost de 15 ani, fata dorea să săvârșească lupta martiriului, să se lupte împotriva răului, împotriva diavolului. Guvernatorul Olimbrie, aflând de dânsa, trimise să o prindă și să o bage în temniță. Peste puține zile, scoțând-o, a adus-o la judecată și când a văzut-o, s-a spăimântat cu totul de frumusețea ei. Apoi, întrebând-o de unde este și cum o cheamă, i-a răspunse: Marina mă cheamă și sunt născută și crescută în Pisidia. Cred în numele Domnului meu Iisus Hristos și Lui îi slujesc. Nevrând să se lepede de Hristos, porunci ighemonul să o întindă și să o bată cu toiege fără de milă până s-a roșit pământul de sângele ei. Apoi porunci să o spânzure și să-i strujească trupul mult timp. După aceea o băgară iar în temniță. Când a băgat-o în temniță, se făcu un cutremur mare încât se zguduia temnița. Iar dintr-o parte a temniții ieși un balaur grozav care șuiera și, târându-se spre ea, vărsa foc în jurul sfintei. Iar Sfânta Marina, înspăimântându-se că era grozav de urât, înfiorător, se ruga lui Dumnezeu Sfânta și acel groaznic balaur s-a prefăcut imediat într-un chip de câine negru. Apoi Sfânta, luându-l de păr și găsind un ciocan, îl bătu pe cap și peste spinare până-i slăbiră toate puterile. Aducându-se Sfânta la o a doua cercetare și rămânând tare încredințată lui Hristos, a fost arsă cu făclii și băgată cu capul în jos într-un vas plin cu apă. Deci, rămânând nevătămată și din acestea, mulți care au văzut au crezut în Domnul Hristos și s-au botezat, cărora li s-au tăiat capetele. Apoi guvernatorul n-a mai putut să o sufere pe Sfânta Marina și i-a tăiat și ei capul în ziua de 17 iulie, cu ale căreia rugăciuni, Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, întărește-ne și ne miluiește pre noi. Amin.